Cu cine altcineva să discut eu despre starea presiei din Moldova? Decât să mă numească cineva presă foarte liberă, foarte independentă, mai bine să fiu numesc cursul. Oamenii care sunt altfel sau care gândesc, cum spui tu, sunt atacați. Ei fac un așa ceeași, război hibrid, Putin gandon. Și asta e presa liberă și independentă. Câte din aceste știri, de fapt, afectează direct viața oamenilor? Noi e atât de incompetenți suntem, că noi nu o să facem absolut nimic, și decât să dăm vina doar pe fosta guvernare, din care noi tot am făcut parte, apropo, alături de Igor Dodon, dăm vina pe toți. Genericul protestului este nu ne veți închide gura. La noi totul e rezolvat cu presa noastră, că noi avem pretenții doar la Putin. Astăzi Departamentul de Stat a prezentat un raport privind starea drepturilor omului în lume. Așa. Continuăm cu Meteo. Poate măcar o dată în lună să-i criticăm. Noi coordonăm textul cu Sergiu Mulțumim, promite. Dar bunica ta înțelege ce înseamnă război hibrid? Ce pasul înțelege ce înseamnă război hibrid? Omul vrea să mănâncă. Guvernarea, dacă nu o să încheie aberația asta de propagandă, că alor tot e propagandă. Eu cred că starea presiei foarte tare explică și starea lucrurilor în politicul moldovenesc. Прошло 4 года, как мы взяли власть, и мы еще думаем, как нам сделать так, чтобы было хорошо. Cum crezi? Cât mai stai la M4? Ai tăi șefii rezistă? Telespectatorul îi spune în față, da, noi vom candida, da, noi știm că nu avem nicio șansă. El vrea să arate că el e stăpân pe țară și dacă pune și pe morare amândoi, gata, sapărtivenie bispalezna. Despre ce sună era vorba? Eu mi-aduc aminte ce moralist era Dorin Galben când zic, doamne, pușoncă de rododon, și vai, 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 ce poste, vai, vai, dar cum se poate? Iată așa se poate, Dorin, iată așa se poate. Salut, Gheorghe! Bine ai revenit la Podcast Politic! Salutare! Mulțumesc tare frumos pentru invitație! Faptul că ai venit a doua oară mă convinge că totuși ți-a plăcut prima dată. Apropo, îți mulțumesc! Noi cu tine am lansat acest proiect și a mers bineșor. Nu știu dacă vom trage tot la aceleași vizualizări, dar oamenii la sigur au așteptări. Eu voi explica de ce te-am invitat a doua oară. Emisiunea iese la noi în ziua de vineri, în ziua în care se sărbătorește Ziua Mondială a Libertății Presiei. Și m-am gândit eu, cu cine altcineva să discut eu despre starea presiei din Moldova decât cu bunul meu prieten, Gheorghe Gonță? Eu cred că ai fi putut invita pe cineva din presa care se numește liberă și independentă. Iată, de exemplu, puteau aici la masă să stea doamna, nu știu, Mariana Rață, Angela Gonță, doamna Lorena Boxa, domnul Alexandru Coiză. Eu aș lua mai sus. Eu deodată aș merge cu președintele centrului Patriot sau șeful Consiliului, șefa Consiliului Audiovizual, dar în fine, pentru că noi am început să vorbim despre asta, astăzi mai... Dar ai chemat-o scursul, nu că schimbi presa liberă și independentă, dar ai chemat-o scursul. Astăzi vreau să te întreb, cine dintre noi doi astăzi aici este scursură, tu sau eu? Dic să mă numească cineva presă foarte liberă, foarte independentă, mai bine să fiu numesc scursură. Pentru că în Republica Moldova noțiunea de libertate de a fi presă liberă și independentă a devenit, în opinia mea, corectă în cazul ăsta, a devenit înjurătură. Așa că eu mai bine prefer să fiu numit, pur și simplu, jurnalist la un post de televiziune sau reporteraș la un post de televiziune sau scursură, după cum spun colegii mei de breastră. Și totuși, chestia asta te-a uimit? Te-a surprins? Scursuri? Nici chiar așa. Bun. Lovitura a venit în capul invitaților, mare parte, sau mare parte, în primul rând. Cred că eu nu m-am așteptat la... Pentru că atunci când noaptea când am văzut, știu că doamna Stella Costeliuc a scris despre asta, i-am rămas destul de șocat, mirat. Pentru că cu domnul jurnalist Drubală, parcă eram în relații cât de cât ne vedeam pe stradă, ne salutam cu respect, nu am înțeles eu... E cum n-am înțeles? E an electoral. În an electoral, orice armă este binevenită pentru că doamna Maia Sandu se ia al doilea mandat. Și pentru asta, eu cred că ăsta e abia început. Dar tu crezi că asta îi ajută? Asta asemenea arme? Eu cred că din potrivă asta... La ce reacție au fost? Absolut. La ce reacție au fost? Consider că colegului îi pare foarte rău. Consider că... Probabil, sper că au înțeles că au exagerat și au greșit. Să ieși așa la televizor și să spui că toți sunt niște lepădături care nu sunt cu noi, asta nu e argument, pentru că astfel să nu votăm lepădăturile, dar să votăm pe doamna distinsă, doamna Maia Sandu. Pentru că în astfel de cazuri mai bine preferă să fie lepădătură, sinonim sau explicația cu un discursul,
decât să o votez pe doamna Maia Sandu. Eu cred că îi se face un deserviciu ei, formațiunii respective. Bun, formațiunea respectivă așa și gândește, îi aplaudă, sunt foarte fericiți. Chiar îi place, chiar urmăresc această emisiune, când își distribuie între ei. Eu am primit acest video inclusiv de la doi membri ai formațiunii respective, la vreo 24 de ore distanță, după ce deja au început reacțiile. Și îmi trimit și mă întreabă, ai văzut? Și simt în vocea lor așa, simt în textul lor așa o plăcere sadică. Ai văzut? Ai văzut cum te-au avut? Ai văzut? Ai văzut? Da, eu cred că asta e... Asta știi cum expresia asta sovietică, tretiem budeș? Că ei se întâlnesc trei alcoolici, beau, pentru că sticla de vodcă costă 3 rubli. Și fiecare punea câte o rublă. Și ei se îmbătau între ei și erau foarte fericiți. Deci cam așa e și în această formațiune politică, când văd astfel tot ai lor, bat în cine vor ei să bată, ei între ei își scriu mesaj, ai văzut? 63 de, ei cum 63? 62 deja de deputați, deja 62. Proces pașol. Pașol. Așa, și eu nu zic că ei acolo în chat-ul își distribuie și ai văzut cum l-au frecat. Și ei își pun like-ul unul la altul. Dar dacă se întâmplă la reacția oamenilor numiți lepădături, teama mea este că efectul va fi invers. Deja asta și ideea. Uite, asta se întâmplă nu pentru prima dată, pur și simplu, probabil, din multișor nu s-a întâmplat așa încât noi să auzim asta din cură unui jurnalist de un post de televiziune cu rating și să fie un atac atât de dur la adresa altui jurnalist. Bine, eu nu vorbesc de mine, eu acolo din Solnășcă și din Amantăș sau iubită sau cum acolo, mama, copil, nu sunt scoasă, asta, deja m-am obișnuit. Fără ca să-mi fie pronunțat numele, fix ca Putin despre Navalny. Tipă, cum el, mulți ani la rând era pur și simplu pacient, aici la fel. Deci, numele de familie nu poate fi pronunțat. Dar, din multișor n-a avut loc un asemenea atac, dar dacă e să analizăm tot ce s-a întâmplat în... Nu, hai să luăm pur și simplu ultimele luni. Iată, acestea atacuri la adresa celor care gândesc altfel sau fac altfel de lucruri, sau invită altfel de oameni. Sau pur și simplu gândesc. Sau gândesc, pur și simplu gândesc. Și sunt atacați de către sateliții pasului. Este clar, nu știu, când are loc un protest în fața Curții Constituționale și acolo vin oamenii care încearcă să bruscheze acele proteste și îi numesc pe toți prezenți separatiști, găgăuși, separatiste, Cimadan, Vokzal, Rusia sau cum acolo a fost. Când, de exemplu, au loc ședințe de judecată a lui Stoianoglu sau nu mai știu cui și vin vestită prietena doamnei Sandu Maria Olari și pornește live-uri. Multe, multe cazuri de genul ăsta. Oamenii care sunt altfel sau care gândesc, cum spui tu, sunt atacați. Asta ultima dată a fost atac la adresa ta. Și niciodată conducerea țării nu reacționează. Înțelegi care e chestia? Oricum, asta cumva se întâmplă în jurul lor, asta se întâmplă la adresa oamenilor care nu sunt considerați ai lor. Oamenii sunt atacați deschis și conducerea țării niciodată nu iese și nu spune: oameni buni, trăim într-o țară democratică, toate părerile trebuie respectate, asemenea comportament nu este salutabil, condamnăm asemenea comportament, asemenea lucruri nu pot fi tolerate într-o țară civilizată, bla bla bla. Și astfel tu te desasociezi, te speli pe mâini. Ăștia fac în continuare ceea ce fac, dar măcar nimeni nu-ți spune ție în cârcă, nu iese pe urmă gonță la emisiuni sau Morari cu Morari News și spune o dată pe săptămână că iată, a câtă oară s-a întâmplat oamenii neafiliați putere sau dușmanii putere atacați direct frontal. De ce ei fac asta? De ce e tac? Prin tăcerea lor ei doar înmulțesc, doar contribuie la sentimentul că acum dacă nu ești pasul, ești... În primul rând... Eu n-am reacționat chiar așa și n-am luat-o chiar așa de bolnavicios. Eu nu m-am simțit. Eu chiar am zâmbit în momentul în care am văzut. Asta e un. Doi. Pentru mine ar fi o jignire dacă cineva din cei de sus mi-ar lua apărarea. Eu mai bine să fiu numit în continuare lepădătură decât cei pe care dumneavoastră i-ați nominalizat să mă apere pe mine. Nu, bine, hai! Șeful Consiliului Audiovizualului, care a fost numit de către actual guvernare. Eu când mă refer la conducerea țării, n-am în vedere neapărat să iasă președinte Maia Sandu, dar
Președinte Maia Sandu și echipa pe care i-a adus-o la guvernare, ea are pe oameni, nu știu, este șeful Patriotului, este șeful Consiliului Audiovizualului, este șeful Comisiei Parlamentare pentru Cultură și Mass Media. Iată, cineva din ăștia trei putea să iasă și să spună asemenea atacuri la adresa jurnaliștilor, invitațiilor, emisiunilor, nu sunt tolerate. Cerem de la cea să se autosesizeze. Asta ar fi fost normal, dar nu se întâmplă. Apropo, Adela Raelian, deputată, s-a adresat la cea public, nu știu dacă a depus și vreo sesizare oficială, dar ea s-a adresat la cea. Rugăm, ai văzut. Păi nu știm și răspunsul care va fi, dacă va fi, dacă se va autosesiza sau dacă a fost depus sesizarea fizic de către doamna Adela Raelian. Dar răspunsul va fi foarte clar. Aceasta este o emisiune de satiră și trebuie tratată ca atare. Punct. Adică acolo poți să-l numești om debil mental, lepădător, bolnav, tâmpit. Aceasta este o satiră. Vă rog să o tratați ca atare. Mai lipsește că la următoarea emisiune de la Puterea 4 un invitat va fi, nu știu, oricine din reprezentanții opoziției sau societății, spun că, în opinia noastră, pasul este format din oameni debili, dar asta este o satiră. Rog ca această declarație să fie tratată ca atare. Și astfel, dar eu nu înțeleg de ce noi punem atât de mult accent. Ok, discutăm. Eu văd efectul invers în societate. Și asta bucur cel mai mult. Da, asta provoacă disgust. Da, nu sunt. N-ai argument, n-ai cu ce bate invitații care vin la acest gonță, n-ai cu ce-l bați pe gonță și îi numești pe toți lepădătorii, inclusiv pe el. Ăsta e argument. Așa tu vrei să câștigi alegerile și următoarele și cele primele care vin și referendumul prin astfel de etichetări pentru fiecare care ți este opozant. N-ai argument. Nu, spune-mă, numește-mă, nu știu, pro-rus deja. Asta tot nu poate să prind. Ce să mai spui? Și atât, când n-ai ce spui, nu spui ce? Lepădători. Asta e de... Eu am fost, apropo, data asta e corect, șocat de reacția care am văzut. Eu nu mă așteptam că oamenii să reacționeze așa. Păi a zis-o, ei, Dumnezeu cu dânsul. Treaba lui, dacă așa gândești, așa gândești. Dar oamenii s-au indignat, au zis că stai un pic, așa nu se poate. Noi doar pe tăi, noi numim oameni nespalați care vin. Vin reprezentanții puterii, ăștia sunt oameni spalați, ăștia au duș. Au casă bune, au milionari în primii top 5. Eu, apropo, am o explicație un pic mai, hai să spunem așa, mai profundă aici. Hai să recunoaștem, la TV, și noi des asta o repetăm în edițiile noastre, la TV tu ai rămas unul dintre puținii, poate acolo vreo 2-3 mai există. Care nu face nimic altceva decât scheme reprezentanții opoziției la emisiune. Da, atât. Exact, atât. Deci, dar ei la tine apar. Așa. La televiziunile care sunt considerate libere și independente, asemenea oameni nu apar. Pur și simplu, ea scoate lista invitațiilor din ultimele, nu știu, 12 luni de la televiziunea XYZ. Pur și simplu analizează ca numărul. Că să nu iasă că noi pe cineva învinuim, mm-hmm. Că îndemnăm pe toți cei care ne urmăresc să scoată lista invitațiilor de la cele mai populare sau cunoscute talk show-uri din Republica Moldova. Cele mai libere și independente. Cele mai libere și independente. Și vor vedea... cam, eu aș spune, vreo 90% din invitați sunt oamenii PAS, ProPAS sau sateliții PAS-ului sau opoziția care este cumva afiliată PAS-ului. La tine vin și altfel de oameni. Mai sunt vreo doi jurnaliști de genul ăsta. Bine, poate nu cu așa pondere, nu cu așa rating emisiune. Și atunci când la oameni practic li s-au... Tu înțelegi că la noi aproape când n-a mai rămas loc pentru aer liber. Înainte, tu puteai porni televiziunea lui Plahotniuc, care turna Zoi. De partea opusă era jurnal TV8, până nu de mult televiziunea lui Șor. Deci tu aveai televiziuni, grupuri diferite, fiecare turna pe celălalt, dar oamenii puteau alege. Ei înțelegeau că aici eu pornesc televiziunea care este pro-PD, acolo eu pornesc televiziunea care este pro-opoziție, aici eu pornesc televiziunea care nepoanțată cu cine, dar totuși mai invită pe unii și pe alții. Acum asta n-a mai rămas. Au rămas televiziunii care invită pe cei din PAS și atât gonță, unul dintre puțini care mai dă acest aer liber, gură de aer liber, care în fiecare zi la ora 7 începe. Și pe tine te atacă. Tu înțelegi, oamenii asta intuitiv percep că, băi,
Până aici ați ajuns și așa ne-ați luat 13 televiziuni și așa ați închis, nu știu, peste 30 de site-uri și așa vorbiți deja deschis despre închiderea Telegram-ului, TikTok-ului, nu știu ce ei vor face. Și deja și de gonță s-a apucat. De ce oamenii și sare în apărare? Pentru că tu nu poți, trebuie să lași, știi cum, să iasă. Știi expresia asta rusească? Biut значит любит. Numai că lumea o înțelege greșit. Moldovenii chiar o interpretează că trebuie să-mi bat femeia, că înseamnă că să o iubesc. Eu pe ei, de exemplu, nu-i ating niciodată. Pentru că eu nu știu ce fac. Eu nu știu cine invită ei. Adică, bun, așa, jurnalist, îmi dau seama că acolo vin reprezentanții puterii, vorbesc despre război hibrid și despre lanșul. Asta eu știu. Dar pe mine nu mă interesează ce fac. Pentru că eu știu ce fac. Ei fac una așa ce e. Război hibrid, război hibrid, război hibrid. Putin gandom. Război hibrid, război hibrid. Elan Șoc, la fel ca și Putin. Ok, asta eu nu înțeles. Dar noi cu economia ce facem? Dar noi cu probleme sociale ce facem? Iată, astfel de probleme la mine se abordează. Și ei la mine se uită. Dar eu la ei nu mă uit. Și la mine se uită o mare parte a societății care vrea rezolvarea problemelor astea. Dar la ei se uită în stimatul electorat solid care a mai rămas pasului, ei se uită. Orice ar fi. O să căsătorească mai înseamnă cu Elon Musk, de exemplu. Dacă la aceste instituții mass media libere și independente se va spune că asta e ok, oamenii, acest electorat solid va spune că asta e ok. Nu, asta este în beneficiu viitorului european versus, sau deschidem paranteza, comunist, virgul, am închis paranteza, al Republicii Moldova. Deci, crezi că nu va fi arsă pe rugă în cazul în care se căsătorește? În niciun caz. Dar de ce e cu aceste duble standarde? Pentru că tu nu te-ai căsătorit, doar ai făcut copil. A, dacă mergeam cu căsătoritul din tâi, atunci nu era problemă. Pentru că așa spune presa. Orice se întâmplă, asta e bine. S-a demonstrat până la urmă că șarlatani nu suntem noi, ci se pare că domnul Andrei Spân se pare, nu acuzăm, da? Cu aeroportul. Poate vezi, spune că e ok. Tot e ok. A crescut economia cu 0,7% anul trecut. Dar e ok, e o creștere, nu? Da, e cea mai mică din toată regiunea asta. Inclusiv și în Ucraina mea mare creștere economică. Da, e ok. În schimb, domnul Alaba a închis ștampilele. Nu merge nimic în țară. Nimic nu. Nu e ok. Accentuez reforme sociale. Dar haideți și pe reforma justiției, dacă vreau. Nimic nu merge. Eu, apropo, okay, oricum okay. Vreau să ne oprim pe subiectul libertății presiei, dar înainte de asta chiar mă gândeam. Bine, înainte mai des auzeam acum, nu? Lumea mai mult de acord cu ceea ce noi facem, cei care ne urmăresc. Dar oricum, mai sunt din aceștia care, nu mă bateți, și eu la toți le spun, dați-vă, eu nu m-am schimbat. Cum eram pe timpul Plahotniuc și vorbeam despre ceea ce mie îmi părea cu adevărat important, probleme, chestii, pentru că mie îmi pare că presa, în primul rând, despre probleme trebuie să vorbească. Dar totuși m-am gândit, hai să fiu corectă până la capăt. Nu, pentru să fiu corectă până la capăt. Am stat și am încercat să-mi amintesc vreo 5-10 lucruri pozitive, dar cu adevărat majore pe care ei le-au făcut și cu care ar putea să meargă la alegeri. 10? 5-10, păi 3 ani de putere practic absolută, 4 ani de mandat. Nu puteai să faci, nu 5, hai, ok, 5. 10. Gheorghe, nu ne-am înțeles că bem ceva după emisiune, Gheorghe, un pahar, dar eu cred că tu deja ai băut dacă spui 10. Nu, eu am, dă-mi să-mi duc gândul sorry, pe la cap. Da, sorry. Eu am încercat, Gheorghe. În afară de tot ce ei încearcă să lege de eurointegrare, statut de candidat, dar noi asta am primit datorită Ucrainei. Datorită Ucrainei. Dacă nu era Ucraina și război în Ucraina, nimic nu din asta nu primeam. Eu n-am putut. Gheorghe, eu n-am putut. Tu ai vreo explicație? Cum așa? Și pe urmă ei spun că noi nu mă criticăm. Dar tu găsești pentru ce să-i lauzi? Serios, hai, uită de dragostea ta față de pas. Obiectiv. Tu ai motive să-i mulțumești. Următoarele alegeri. Eu întrebarea asta la fel o pun fiecare seară tuturor invitaților, mai ales celor care percepă în economie. Eu, dacă aș fi auzit un răspuns de la ei, probabil îl ofeream și acum. Dar de la ei n-au niciun răspuns. Prin urmare, nici eu n-am răspuns. Ceva probabil s-a făcut, probabil noi nu vin. Este ce o să meargă în campanie, deschidere fără precedent, un fel de atcrile forteci cu Vivrop. Serios?
Da, eu știu că Vladimir Filat... Au mai fost deschideri fără precedent. Asta e unul. Eu țin minte că Vladimir Voronin este al doilea președinte după Mircea Sneagru care a avut acces în Casa Albă. Vladimir Filat a adus regim liberalizat de viză. L-a adus pe vicepreședinte. L-a adus, adus-o pe cancelarul german la Chișinău, pe Barroso, pe când, pe când era încă șefa Uniunii. Nu cum a adus, adus Vladimir Plahotniuc dându-i bani când era ăsta la pensie și a ținut o lecție, nu știu, acolo. Adică oficial s-o pătit vreo 200.000. Avem o deschidere fără precedent? Nu e așa deschidere fără precedent, avem de fiecare dată când schimb puterea. Deschidere fără precedent. Deci argumentul ăsta pică de la sine. El nu poate să meargă. Dar haideți să accentuăm o chestie. Dacă această deschidere fără precedent se transformă în bani în buzunar, atunci poate era altă treabă. Ok, eu latur. Doi. Această frică fără precedent, această deschidere fără precedent a trebuit pe lume să-i sperie. Pentru că toți acești oameni au început să vină masiv când a început războiul. Și haideți să ne amintim câte vizite pe săptămână făcea Macron și Scholz la Kiev înainte de începerea războiului. Pentru că încerca cumva să calmeze spiritul. După ce au ratat totul, au încercat deja să drege busuiocul. Și până la urmă nu l-au dres. Pe mine vizitele astea atât de desă inițial mă speriau. Pentru că ei nu vineau să se îmbete la Cricova și nici la Mideștii Mici. Ceva s-a discutat pe lângă aberația asta de relațiile de moldo-europene și parcursul fără... Radar avem deja două. Da, dar încă nu prea mie. O să zic că data viitoare este care o să vină, probabil va depista și dronele. Dar dacă nu, a treile. Deci, argumentul ăsta, ăsta e marele succes că s-a deschis, el este egal în opinia mea. Iarăși revin cu promisiunea că în 2030 ne vom modera. Precum ni s-a promis că și în 2020 vom modera. Precum în 2003 am avut prima Comisie Națională pentru Integrare Europeană. Și primul președinte al acestei comisii a fost Vasile Tarle. Asta a fost în anul 2003. Au trecut peste două decenii. Și noi tot ok, Tarle e băiat rău, Voronin e băiat rău, Filat e băiat rău, Plahotniuc e băiat rău, Igor Dodon e băiat rău. În genere, până la ei nimic nu s-a făcut. Tu observi ce spune pasul. La ei toate guvernele precedente n-au făcut nimic. Asta este cea mai fantastică scuză. Eu jos pălăria pentru cel care a inventat-o. Eu mi-aduc aminte toate guvernele care spuneau așa, când vineau. Moștenirea fostei guvernări este proastă. Moștenirea fostei guvernări este proastă. Moștenirea fostei guvernări este proastă. Ăștia au venit și-o pescat. Totul e proastă. Moștenirea fostelor guvernări. Asta e o scuză, a fost inițial ideal, ea a fost într-adevăr genială. A spus că, deci ei ca să traduc cum voiau ei să spun. Noi atât de incompetenți suntem că noi nu o să facem absolut nimic și decât să dăm vina doar pe fosta guvernare, din care noi tot am făcut parte, apropo, alături de Igor Dodon. Dăm vina pe toți. Și alături de Vlad Filat. Și, dar eu am făcut parte din guvernare. Toți au făcut parte din fosta. Și Pavel Filip, da? Toți. Toți. Deci, ei au contribuit la faptul că timp de 30 de ani nu s-a făcut nimic. Ei au pus mâna pentru asta. Deci, ei n-au pus nici mâncare mâna. Ei n-au făcut nimic. Dar eu nu cred că mai prind. Eu nu mai știu. Primul an a mers. Eu știu că scuza asta trebuie în al patrulea. Nu, uite, Gheorghe, de ce eu pe tine te întreb? Pentru că eu sunt gen de om care mereu încearcă să reflexeze. Eu întotdeauna mă gândesc dacă ceea ce eu fac este corect. Știi, încerc să mă uit, să mă văd dintr-o parte. E și normal, stau și analizez. Și uneori mă gândesc, băi, dar poate totuși nu e chiar așa de sumbru cum vedem noi în redacție Moral News. Tu acum vrei să o faci pe Virgin, acum încerci să fac la televizor. Nu, Gheorghe, nu. E sumbru. Eu n-am dus până la capăt gândul. Stau și mă gândesc, poate nu e chiar așa de sumbru. Și încerc să văd ceva. Mă pun în locul lor și înțeleg că pot să creez așa cum ne vorbesc ei de la televizor, doar cu o singură condiție. Chiar crez în toate aceste breduri pe care ei le debitează de dimineață până seară. Război hibrid, spioni, propagandă, nu știu ce. Eu înțeleg că există o parte și de adevăr în tot asta. Întocmai. Există. Ar fi fost o prostie rușă acum să nu se ocupe de asta, dar nu numai rușă. Este evident, numai că... De parcă rușă prima dată se ocupe de asta. Da, absolut. Dar știi care e chestia?
Senzația mea, eu nu mă bazez pe date oficiale, nu știu dacă există asemenea cercetări, dar ceea ce eu simt ca om, ca cetățean care zilnic trăiește în acest flux informațional, vreo 20-15% corespunde adevărului, restul 80% e întind, știi, ca rădzină, și la toate nereușitele, toate, scuză-mă, bișinile lor, ei așa întind rădzină și spun că nu ne reușește pentru că e război hibrid, pentru că spioni, bandiți, oligarhi și așa mai departe. Și atunci înțeleg că eu nu, cine spune tehnologii care asta lor le sfătă? Nu s-au zis că-s băieți deștepți. Dar tu crezi că asta funcționează? Uite, noi suntem cu tine... Un piculeț a funcționat. La început, da. Acum? Da. Acum am înțeles că mai vin alți experți deja și mai deștepți decât actuale. Ai, ce ei vor face înainte de campanie, discutăm un pic mai târziu. Vreau totuși cu presa să încheiem, adică să continuăm. Astăzi e ziua libertății presii. Să încheiem. Încheiatul deja. Până o vom încheia. Tu ai vreo explicație? Eu am rămas profund, nu voi spune eu șocată, nu vreau să dau cu cuvinte grele, dar am râs un pic când am văzut că și în 2024, după 2023 și după 2022, cei din asociațiile presiei invită pe toți reprezentanții presiei la un protest, flashmob, în fața ambasadei Rusiei. Da, care e locul, care momentul în care interviul a apărut. Da, cel mai probabil în aceste clipe ei stau în fața ambasadei Rusiei. Genericul protestului este «Nu ne veți închide gura». Eu vreau să te întreb, ție cine îți închide gura? Vladimir Putin nu are nicio influență asupra mea. Vladimir Putin mie nu-mi trimite drone, nu-mi trimite rachete și eu deloc de el nu mă tem. Este așa o glumă la mine în redacție, cam când a început război, eu cu text deschis, într-o postare pe Facebook, l-am numit Huilo. Și când, din păcate, rușii avansau, cineva zicea că Gonța șterge postarea aia. Sau cere scuze. Deci, iată, eu nu am nicio presiune de la ruși, nici rușii nu-mi închelgă. Eu nu cum l-am numit și cum îl cred de găsor, așa am să-l cred în continuare. Dar eu am nițică frică de instituțiile Republicii Moldova. Atunci când la mine vine un om care nu se teme de nimic, cum ar fi, de exemplu, Sergiu Mocanu, sau Vasile Costiuc, sau Ion Chicu, sau Vladimir Filat, sau Renato Sate, sau alți lideri care un pic mai puțin își pun frâna și apasă foarte tare. Iată, eu după unele emisiuni din alea, deși astea nu sunt declarațiile mele, doamna Murari, sunt declarațiile politicienilor. Eu uneori am niște frici. Că ar putea ceva să se întâmple. Nu mă refer că o să vină mafia și o să mă asasineze sau nu prea cred nici măcar în dosare penale, că e o aberație. Dar cred, mă tem de anumite presiuni asupra șefilor instituției mass media în patru unii muncesc eu. Mă tem că anumit Consiliul Audiovizualului ar putea să observe ceva care nu s-a mai observat. De exemplu, eu am un pix galben, care... Asta e coincidență. Am un pic zgal. De exemplu, cuiva putea să nu-i placă și să interpreteze acest chestie ca manipulare prin culoare. Doamne, știi, cum mă gândi, taci, că s-ai pus în groapă, da. Că le-am dat motiv. E că de aceste instituții, în anumite zile, eu am niște frici. Eu nu zic, eu înțeleg aceste asociații. Dar tu înțelegi de ce ei s-au dus în fața ambasadei Rusiei? Eu înțeleg aceste asociații. De ce nu în fața președinției? De ce nu în fața parlamentului? De ce nu în fața guvernului? La noi totul e rezolvat cu presa noastră? Că noi avem pretenții doar la Putin? Eu asta vreau să înțeleg. Nu, cum poți protestezi la instituțiile de stat care decid și spun partenerilor unde anume trebuie să ducă granturile și cine anume trebuie să le câștige? Dacă îți protestezi acolo și ai strigi măcar, nu știu, să faci din deget sau să spui că vrem mai multe garanții de libertate, nu știu, sau băi băieți, că ai măcar, dacă vreți să închideți colegii noștri, eu sunt sigur că ei sunt foarte fericiți, că eu am închis, măcar faceți-o legal. Apropo, eu tare îmi doresc ca presa liberă și independentă, imediat cum se va schimba guvernarea, să fie închisă. Îmi refer la televiziune. Ascultă până la capăt. Eu vreau ca ele, lor să le suspende licența. Nu știu, Comisia pentru Situații Excepționale, de exemplu, a satului Belești Vechi, raionul Belești Noi, se așa o hotărât. Să le retragă licența. De exemplu, pentru manipulare prin tăcere. Să admitem că noua guvernare în ziua respectivă, într-o zi, efectuează o vizită în satul Belești Noi, da? Sau iarăși Vechi. Și presa liberă și independentă nu difuzează asta pe post. Folosind precedentele,
Eu cred că aceste televiziuni ar putea fi închise, dar eu propun pentru fix două zile, pentru 48 de ore. Pur și simplu ca să vadă, simt cum s-au simțit colegii noștri. Pe motive tâmpite, au rămas oamenii șomeri. Ok, au rămas pe online, mai primesc bani, treaba lor. Dar dacă e închis, măcar fă-o legal. Asta și de, vezi cum... A fost o poză de televiziune destul de bunișor, NIT, puternic era, de opoziție, comuniștii pierduseră puterea. S-a mers pică ilegale acolo? Amendă mai mare, amendă și mai mărișoară, amendă și mai mare. Privarea dreptului de la publicitate timp de atât, nu știu câte minute sau câte zile. Absolut. O săptămână, o lună, instanță, s-a ajuns la CEDO. Și la CEDO n-au câștigat. Pentru că toate procedurile au fost respectate. Și CEDO s-a dat numele la asta. Absolut. CEDO s-a dat la proceduri, nu la faptul că e opoziție sau nu. Vezi cum se pare că partenerii, eta noi cu tine foarte des vorbeam despre faptul că partenerii at această tăcere, tot e un fel de propagandă. Încet se pare că ceva se întâmplă, pentru că în decurs de o singură săptămână, recent, au ieșit trei rapoarte internaționale. Primul, Amnesty International, care deschis, vorbește despre încălcarea drepturilor și normelor și dreptul la libertate, liberă exprimare și adunări și așa mai departe, criticând direct felul în care au fost închise televiziunile prin Comisia Situației Excepționale și această agenție atragerea investițiilor. Nu știu cum tu, eu prima dată am aflat despre existența ei. După până ziua de azi nu pot să înțeleg cum da, se cheamă. Da, absolut. Eu idee n-aveam că există așa o agenție și ea poate, acazăvăță, închide televiziuni. Doi. A investiții, absolut. Madame? Da, absolut. Doi. Ei au criticat deschid decizia Curții Constituționale prin care a fost interzis partidul Șor. Trei. Ei au criticat deschis scoaterea partidului Șansă cu două zile înainte de alegeri din cursă, la fel prin decizia Comisiei Situații Excepționale. Ceea ce pe mulți i-a șocat, pentru că noi atunci vorbeam despre asta, doar că restul tăceau. Nici o ambasadă n-a emis, nici un comunicat despre linii roșii, așa cum ei făceau pe timpul lui Plăhotniuc. Și brusc vine acest raport. Și în aceeași zi vine raportul Departamentului de Stat din SUA. Fost cu capul de asfalt. Asta e, știi cum? Asta e, nu că e serios. Asta e deja bilețel roșu. Când îi spun, băieți, dar asta timp de 3 ani, cu toate că s-au întreprins anumite măsuri, dar tot ce înseamnă justiția a rămas selectivă, îndeosebi în dosare politice. Cum? Asta cu tot vieting, privieting și așa mai departe. Și iarăși, peste câteva zile, ca să încheiem aici cine n-a fost atent din spectatorii noștri, a venit raportul Freedom House, prezentat aici în Chișinău, care la fel vorbește despre existența unui grup în domeniul justiției, care este conectat la oameni din guvernare și acest grup coordonează procesele în justiție. Adică, în sfârșit, după 3 ani, voi ați remarcat că ceea ce s-a făcut cu Stoianoglu și de atunci până acum, brusc ați remarcat că există justiție selectivă? Dar și cineva dirigează? Noștri. Poți să-mi explici? Tu cum ai înțeles chestia asta? De ce brusc? Partenerii s-au trezit. Dar poate partenerii simt că în curând schimbă puterea în Chișină. Bun, e clar că nu e vorba despre asta. Eu cred că nu, pentru că în mare parte asta și de parteneri depinde, dar partenerii pur și simplu probabil înțeleg că ăștia au luat cu totul razna. Știi, în popor se spune partenerii, chiar, eu înțeleg care e situația. Au năglit complet și pățanilor trebuie mai, dispus. Mai dădeau din deget, dar dădeau pe culoare, în afara camerei, în afara comunicatorului. Spuneau că vă rog, noi vă respectăm, noi vă iubim, noi suntem de acord cu ceea ce faceți, că luptați împotriva cui trebuie. Dar totuși sunt niște legi în zona asta. Vă rugăm să le respectați. Și în anumite discuții, dar probabil ai avut și tu cu anumiți politicieni când ne întrebam în afara camerei ce drept, reacția guvernării de la Chișinău era că ce să ne faci dacă nu să respectăm? Bun, ei ascultau, spuneau, da, ok, mersi. După care, în mod demonstrativ, continuam să facă ceea ce le spunea că nu trebuie de făcut. Într-o zi, eu am rămas un pic șocat atunci, într-o zi, la o conferință de presă, doamna Maia Sandu fusese întrebată ceva de faptul că, iată, cei de la Comisia de la Veneția s-au arătat cam supărați. Și ea pe față a dat de înțeles că cei de la Comisia de la Veneția pur și simplu nu știu realitatea din Republica Moldova. Dar asta e jignire. Absolut. Asta e Comisia de la Veneția, acolo sunt oameni care sunt din toate țările, din Est, Vest, Sud, Nord, Centru Pământului și de Marte. Ei înțeleg totul.
Și Valesia Stamate, șefa Comisiei Parlamentare pe Justiție de atunci, a spus că, de fapt, deciziile Comisiei de la Veneția poartă caracter consult de recomandare. Dar ți-mi minte cum ei țipau pe timpul... Noi ne bucurăm pentru Valesia Stamate că s-a luminat în ultima vreme și în ultima vreme face altfel de declarații, dar mai bine. Noi sperăm că... Dar deja s-o facă până la capăt, zic eu. Dacă a început să facă, s-o spun până la capăt. Dintre cei 62 de deputați, care au mai rămas, repet, 62, nu 63... Și e abia începutul, vă spune acum Gheorghe Gonța. Și Natalia. Depinde de rezultatul alegerilor. Noi credem că ei încet și toți vor conștientiza. Și ca să încheiem cu asta, și eu cred că anume din acest motiv, aceste organizații internaționale, sau organizații, mai ales Departamentul de Stat, au zis că noi de data asta o să spunem pe față, în public, ceea ce vă spunem în afară. Și ultima, dar ați văzut știrile din presa pe care dumneavoastră nu este liberă și independentă despre aceste rapoarte? Ele sunt dat cam în felul următor. Astăzi Departamentul de Stat a prezentat un raport privind... Starea drepturilor omului în lume. Așa. Continuăm cu meteo. Mâine vremea se încălzește în Republica Moldova. Acolo eu locul ăla aș fi făcut așa. Mai multe detalii și adevăruri aflați la Morari News, pentru că în altă parte nu aveți unde afla. Mulțumesc, abonați-vă la acest canal. Și la puterea 4 am uitat. Da, sigur, sigur. Dar noi de ce și te citem de fiecare dată? Mulțumesc. Gheorghe, dar revenind, totuși, eto... Cumva noi cu tine am fost învățați să nu ne temem de nicio putere. E și normal că orice om te poți să te temi, inclusiv de putere, când puterea merge peste tine cu catancul. Da, noi avem simpatii, da, suntem oameni, trăim într-o țară mică, avem, pe unii simpatizăm, pe alții nu, dar mereu încercam să păstrăm aparențe. Toți încercau să păstreze aparență. Toți. Că nu puteai chiar cu totul să te cuplezi cu puterea. Nu puteai. Hai să recunoști. Nu puteai. Și minte cum noi pe timpul Plahotniuc râdeam de cei care erau holdingul, cum noi numeam holding Plaha, GMG, râdeam de ei, cum ei acolo fac acrobații în direct. Eu cum amintesc cum ei făceau, mie îmi pare că ei, destul de liber și independent arată ei astăzi, comparativ cu cei ce astăzi apare la TV. Asta pe mine mă miră, e această cuplare cu ONG-uri media, media liberă și independentă și puterea. Înainte noi încercam să păstrăm aparențe. Acum aceste aparențe nimeni nu le mai păstrează. Ei, cum nu le păstrează? Le păstrează. Eu am văzut cum le păstrează. Cum? La anumite instituții mass media vine cineva care nu, toată țara vuiește că ceva miroase, de exemplu, la aeroport sau la bombăleta sau la nu știu unde, da? Și se așează domnul respectiv. Spână. Și acolo moderatoarea sau moderatorul trebuie să arate că, blin, tot și eu, tot e corect, nu sunt chiar ca, așa cum zice, al de Morar și al de Goanță. Zice, domnul Cutare, dar iată lumea zice că dumneavoastră furați. Ei, da, asta e minciune, manipulare. Război hibrid, șor. Continuăm. E adevărat că șorii trebuie băgat la pușcării. Da, bineînțeles. Mai despre tot domnul prezor vorbește. Da. Dar Putin așa că e rău, da. Dar război e rău, da. Doamnelor și domnilor, cel mai obiectiv jurnalist a încheiat emisiunea de astăzi. La revedere. Și după asta să încheie emisiunea și vă supărați că v-am întrebat. Da, absolut. Eu sunt convinsă că așa. Plicul merge mai departe, tot e bine. Stai fără bine, așa, nu toți au nevoie de plicuri pentru că merg finanțări legal. Da, nu toți. Apropo, cei care se simt vizați, eu doar n-am numit niciun jurnalist. Eu n-am, cine crede presă liberă și independentă cumva că eu l-am vizat? Ne scrie nou pe mail, îl vom afișa la sfârșitul misiunii și îl invităm la următoarea ediție podcastului politic. Cu mare drag discutăm despre starea presiei. Poftim, dacă cumva scrie cineva revenim. Că am jignit. Gheorghe, deci tu crezi că aceste aparențe nu se mai păstrează pentru că, nu tu spui că un pic se păstrează, dar oricum este un soi de cuplare între presă, societate civilă și media. Așa ceva n-a fost niciodată. E prea deschis, e prea... Vladimir Plahotniuc era un om foarte bogat. Cumpăra în dreapta tot ce se poate. Eu sunt sigur că el mituia și pe anumiți reprezentanți, așa numitru cum numiți, nu OPG, dar ONG, da? Dar acolo se mai mima ceva. Chiar și pe cele pe care le cumpăra se mai mima. Dar acum, iată, pur și simplu l-au linșat pe fostul guvernator al Băncii Naționale. Am văzut că vreo două ONG-uri au transmis un comunicat de presă, în primele trei aliniate, condamnăm, dar nu se poate de acum așa, și următoarele patru aliniate. Ne exprimăm speranța și încrederea că doamna
Da, mai știu cum o cheamă. Va depune un efort considerabil pentru ca să consolideze moneda națională și sistemul bancar al Republicii Moldova. Și până la sfârșitul comunicatul s-a uitat despre ce a fost vorba la început. Eu nu pot să înțeleg. Eu aș face în felul următor. Iată că cei ca jurnaliști care spunem noi, da? Cer voie. Poate noi greșim. Eu în locul acestor organizații non-guvernamentale aș cere voie de la parteneri, poate măcar o dată în lună să-i criticăm. Noi coordonăm textul cu Sergiu Litvinenko, promitem. Dacă domnul Sergiu Litvinenko ne dă like și numere, noi îl citim. Dacă nu, las domnul să corecteze. Măcar din când în când. Pentru că guvernarea asta se va schimba. Va veni una să dea domnul să fie tot pro-european și normal, adică nu una radicală care vrea să ne integreze în Baikal. Să vină una normal. Dar ea se va folosi de acest precedent și aceste ONG-uri vor ajunge numite, păi voi sunteți micile filiale ale, de sector ale formațiunii care cândva a guvernat și care s-a destrămat în patru partide, domnul Spânu, sperăm că are talent și are suficientă experiență. Patru? Da. Eu știam de trei. Nimeni îmi place cifra patru, puterea patra în patru. Okay. Eu le doresc mai mult bine decât tot. Vezi cum mă întrebu că îți doresc să aibă cât mai mult putere. Eu știu cum, eu pornesc de la Boh iubi Troiețu, de ce, știi cum, poate măcar după asta le va merge, că așa parcă să... Adică de ochii, chiar, mie îmi place cum spui și tu pe la emisiune. Îmi pare foarte rău că ei chiar îi cred pe toți, dar nu pe toți, îi cred pe acest popor care trebuie, dar îi cred prost. Că nimeni nu se uită, nimeni nu observă, s-a terminat vremurile, noi am mai vorbit și cu alte ocazii, nu mai este vremea aia. Când ceea ce spunea televiziunea națională era legea. Nu e așa. Omul până ajunge să deschide postul televiziunii națională, iată bunica soției mele. El adâns acasă, prinde doar Moldova. Și apropo, ea e propas? Eu sunt nepot. Bine, dacă doar Moldova 1. Și ea se uită. Dar slavă Domnului, are nepoți de care trebuie. Eu n-am zis propas sau nu e propas. Adică să nu fiu acuzat acolo. Poate să fii și propas, da? Repet. Ea a avut noroc să aibă nepoziții care... Dar ce înțelege asta numai din Moldova 1? Tu spui că ea are numai Moldova 1. Că totul e bine. Numai că iese în o grată, merge prin sat, se duce la biserică. Bun, să rămâne că acum mai doar picioare. Și vede că nu chiar așa cum o spusă din aura televizor. Nu că totul e bine, dar război hibrid, da, Nu. Ea măcar înțelege asta, bunica ta înțelege ce înseamnă război hibrid. Dar pasul înțelege ce înseamnă război hibrid. Noi am mai vorbit și la emisiunea precedentă, dacă nu greșesc. Nu înțelege nimeni țara asta. Până în ziua de azi nu înțelege. Eu abia aștept să vin un pasist la emisiune. Poate avea cineva curajul. Măcar în ziua în care va dori și depune mandatul, cere demisie din partid, că e mare parte cam numai atunci prin curaj vină pe la mine. Și o să o întreb în față. Ce înseamnă război hibrid? Concret. Eu o să vizionez această emisiune și o să pregătească. Să trebuie să cumpri Dex. Recent la mine, bine, nu voi spune cine, că să nu iasă, pentru că omul a spus asta off the record. Unul dintre invitații mei la podcast politic, expert, mi-a povestit următoarea chestie. S-a adresat la el ucrainenii, partea ucraineană. Și îi spun, uite, partea moldovenească nouă ne spune despre faptul că considerabil a crescut impactul propagandei rusești în ultimul an. Perioada, mai exact, nu se minte, deci a crescut impactul. Și noi vrem să știm, să verificăm dacă e adevărat sau nu. Deci omul a făcut expertiză la o expertiză care a fost făcută în Republica Moldova pentru parteneri. Și îmi povestea asta. Natalia, tu înțelegi? Noi când analizăm raportul, da, acolo vreo, așa el mi-a zis, vreo 15-20% asta surse care evident clar sunt contactate la Federația Rusă. Bine, asta e clar pentru toată lumea. Restul? Pur și simplu critică la adresa guvernării sau a doamnei Sandu este băgată în compartimentul narativele Kremlinului. Deci, dacă acum critici guvernul PAS sau pe doamna președinte, tu imediat ești pus în categorie narativul Kremlinului. 100% sunt gata să păriez că eta noi, de exemplu, redacția noastră, suntem băgați acolo, cu tine nu știu, poate nu se ridică mână, dar toți cei care critică astăzi sunt băgați în compartiment narativul Kremlinului. Tu spune-mi, te rog frumos,
Asta pentru parteneri probabil mai funcționează, cu toate că dacă și ei încep să întrebe pe alții. Au început să întrebi și deja da. Mai... Uh-huh. Înțelegi? Deci dacă aveau încredere, nu întrebau pe alții să verifice calitatea acestei expertize. Spune-mi, te rog frumos, până unde poate merge chestia asta, că toți cei care critică asta sunt agenții Kremlinului? Bine, vei spune despre unul, al doilea, al treilea. Dacă cei de sus nu vor înțelege ceea ce comit ei, că deja greșesc foarte tare, lucrurile vor sta în Republica Moldova și mai grav. Deci, ei noștri au închis toate televiziunile, că nici nu, măcar nu propagau războiul. Au închis accesul emisiunilor propagandistice pe bune al de Salaviov ăștia din Rusia. Deci, aici nu. Și este un fenomen periculos în țară. Războiul deja nu mai este privit de către moldoveni cum era privit acum 2 ani când el a început. Adevărat. Propagandă noi. Putin noi pe loc. Șoriști închiși, scoși, condamnați și așa mai departe. Lumea nu mai vede războiul cum îl vedea. Explicația mea e foarte simplă. Că atâta timp cât dai vina doar pe aia, dar trăiești prost în continuare și vorbești doar despre război și prost în țară, prost, nimic, nu avem nicio creștere economică la niciun capitol, oamenii încep să deteste acest război și spun așa, dar să vină dracu ăsta mai repede de Putin să termine tot. Deci omul vrea să mănânce. Guvernarea, dacă nu o să încheie aberația asta de propagandă, că al lor tot e propagandă, e risc ca foarte multă lume din Republica Moldova să-l susțină pe Putin. Și atunci americanii și europenii o să îngrozească de rezultatele investițiilor pe care le-au făcut în informațiunea care ne guvernează astăzi. O să le iasă, cum e limba rusă, invers o să le iasă, da? Voi bocăm. Da, e foarte periculos ceea ce fac. Dei omului și niște pâine și o bucată de carne, mă refer la pensie și salarii, economie, cumva, și le explic în același timp, în timp ce el stă sătul acasă și el nu se teme de factura gazului lui spân, în timp ce el stă ok acasă, explică la televizor, băi, e că Putin nou nazist al ordinii mondiale, sărmanii ucrainieni, și omul zic, înțeles, tak, понял, все, поехали. Da, de mâncat am. Da, da. Cred în ziua de mâine. Da, așa. Nu mă tem. E tare periculos. Eu absolut. Știi, eu mai spus asta, eu cred că la campionatul mondial, la căutatul vinovaților, ai noștri precis ar fi luat primul loc, pentru că eu nu știu, eu n-am mai văzut o altă guvernare care să fie atât de talentată la capitolul cine e vinovat în nereușitele lor. Eu urmăresc cu dragoste, da. Dacă pot spune așa, paginile de Facebook ale Ministrului Economiei și așa mai departe. Eu cred că nu, ei chiar cred în asta. Acolo îi vorbesc serios. Noi o depunem, vom depune, ei încă n-au început să depună. Ei spun că noi vom depune un efort considerabil pentru ca mediul de afaceri să aibă, să aibă un climat plăcut de investiții sau ceva propice, da, și așa, și mai multe și mai cuvinte, mai multe cuvinte complicate, da? Deci, прошло 4 года, как мы взяли власть, и мы еще думаем, как нам сделать так, чтобы было хорошо. Și Георгия, ei nu numai asta. Uite, ei recent, la început de an, au în sfârșit, după 3 ani de mandat, au prezentat strategia dezvoltării economice Moldova 2024-2028. În sfârșit au scos, eu și eu îmi gândesc, în sfârșit, după 3 ani, au născut, ne vor spune ce vor face cu economia noastră. Nu au venit cu asta la putere și au spus că iată băieți, asta e planul nostru, aici vom crește, de acolo vom lua, cu ăștia vom negocia, pe ăștia vom condamna, dar iată, într-un final, tarifele vor fi mai joase, salariile mai mari și bla bla bla. Citesc eu acel raport. N-am ajuns până la capăt, așa pe diagonal. Gheorghe, e scris. În coordonarea cu partenerii de dezvoltare, în acest raport va fi prezentată doar radiografia stării economice actuale, iar însăși setul de reforme va fi prezentat la anul, în următorul raport. Ei, scuză-mă, după 3 ani au născut o strategie în care au descris cât e de rău, dar vor prezenta reformele la anul, în următorul raport.
cum ai spus tu data trecută, cred că mai blestemată putere noi n-am avut. Dar revenind iarăși la presă și la duble standarde, eu nu știu dacă asta interesează pe cei care ne urmăresc, dar eu cred că starea presă foarte tare explică și starea lucrurilor în politicul moldovenesc. Pentru că asta, știi cum, e unul și aceeași. Uite, Consiliul Audiovizualului, săptămâna trecută, amendează postul GRT. Eu cred că mulți nici nu cunoșteau de existența lui. Asta e Găgăuzcă Regională Televiziune cu 60.000 de lei amendă. Și postul ATV, spre rușinea mea, eu nici nu știam că noi avem un astfel de post de televiziune, televiziunea ATV cu 40.000 de lei amendă. Eu cred că un ATV, nu știu cum cu GRT, dar cu ATV, nu cred că voi greși tare dacă voi spune că ei pe lună nu văd din publicitate cât e amenda asta depus, aplicată de către CEA. În același timp, la aceeași ședință, Jurnal TV, post de televiziune din Republica Moldova, cu audiență, comercial mult mai puternic decât ATV și GRT, este amendat cu doar 5.000 de lei amendă. Poate încălcarea era mai mică. Nu, la una dintre emisiunile de top, prezentatorul a numit o fostă procuroară coruptă, deschis, fără dovezi. Uh-huh. Deci, răspândirea informațiilor false, nefondate, ne... și așa mai departe. 5.000 de lei. Și cel mai interesant lucru, doamna Liliana Vițu, șefa CEA, a refuzat să voteze aplicarea amenzii pe Bănești pentru că a spus că ar fi fost suficient pur și simplu atenționarea publică. Poți să-mi explici? De ce unii 60-40.000 de lei, dar alții care îs văzut că ai casei numai 5.000 de euro? Ui, lei. Provocatoare întrebare. Provocatoare, nu, nu, poate nu e provocatoare așa, în sensul clasic. E riscant pentru mine să mă dau cu părerea referitor la această întrebare. Pot să vă spun că... În patru ar putea păți dacă spui ceva ne tot? Este riscant să te bagi la GRTR. Nu pentru că GRTR, că nu e influent. Dar atunci când mie mi spun guvernarea centrală, Găgăuzia și Cumratul, deci pune lemne pe foc, mie îmi pare Chișinău de două ori mai multe lemne pe foc pune. Și asta se întâmplă constant în ultima vreme. Și cu ce ocazie o fac? Și o fac mai multe instituții. Dacă s-a ajuns și la Consiliul Audiovizual, să fac, mă apar foarte multe semne de întrebare. Care e dorința ca să aprind spiritele acolo? Eu mi-aduc aminte premierul Vladimir Filat. Eu și pe tare vă țin minte că am fost. Întotdeauna așa ca să facă vizite acolo. Să mai așa, scoteau presa, se închideau, trăgeau două bețâi serioase și ieșeau pe pace. Întotdeauna am fost destul de cum, așa sunt băieții de acolo, de prin da, sub. Da, așa, cu spirit mai, așa mai aprins. Așa. Preferă dialog, nu faci cu ei nimic. Și ceea ce se întâmplă, iată, inclusiv cazul ăsta cu Ger Gărta, pe mine mă miră. Asta un fel de Moldova unul din Găgăuzia. Da, da. Pe deci, pentru că acolo se urmărește, este cic așa un zvon, se urmărește lichidarea acestei instituții mass media. Închiderea, da? Dar de data să vor să o fac un piculeț mai legal. Se zice, eu nu cunosc. Dar eu nu știu dacă acolo va fi lipsă de reacție și așa cum s-au obișnuit noștri, un comunicat de presă de protest. Dacă le place asta, care este scopul ca să dai foc la țară, ca să ce? Ca să te voteze cealaltă parte? Care parte? Care parte? Orhei? Cred că sămnivaiezi. Bălțu? La fel mă îndoiesc. Rispin? Și acolo câștigat amenesc un socialist la ultimul local. Chișinău? Ion Ceban? Kremlinul a câștigat în Chișinău? Din primul tur. Da, sorry, nu vreau să mă expun pe subiectul ăsta, dar ce-am putut, m-am dat cu părere. ATV-ul, nu e accent TV-ul care era pe timpul. Nu știu, chiar nu știu. ATV, nu știam de ce îți plătit televiziune. Gheorghe, dacă să încheiem capitolul legat de presă, cum crezi, cât mai stai la N4? Ai tăi șefii rezistă? Pentru că, hai, eu îți deschid paranteze, eu sunt absolut convinsă că ei au tot mai des și mai des simt presiuni, sunt presați din cauza ta, inclusiv tu ai vorbit despre asta. Eu am avut experiența mea cu ei și pe calea aceasta încă o dată vreau să-i spun
Mulțumesc cu Alexandru Sârbu pentru că a procedat foarte corect, foarte frumos. Nu voi cita ceea ce mi-a zis el într-o întâlnire privată, dar a procedat corect. Deci noi am fost nevoiți să ne despărțim. Pentru că nu era corect, știi, să pun televiziunea la bătaie, pentru că nu televiziunea mea, ei au construit o afacere mulți ani la rând și asta e. Iată, de când e în patru, cam tot de atunci îl țin minte pe Gonță la în patru. Eu nu știu cât a existat în patru până la Gonță, scuze. Era altfel, altă denumire, dar de când e în patru? Dar de când e în patru, Gonță e la în patru. Cât mai rezistă în eu sper că cu Gonța? Sper că inclusiv domnul Alexandru Sârbu, cum noi mai avem vreo doi șefi, dar principalul este domnul Sârbu, Alexandru, să aibă aceeași atitudine și cu mine, ca și în cazul tău, în caz de... mie îmi place aici. Și întrebarea ta vreau să spun că mi-o adresează foarte mulți politicieni, numai că ei au alte scopuri. E nu că vor binele în patrului, ei pur și simplu mă vor în echipă. Lucrul eu pentru care sunt recunoscător acestor oameni, pentru că pe bune, am oferte bunișoare. Și chiar destul de bunișoare pentru Republica Moldova. Haideți eu să fac o contraofensivă dumneavoastră. Dar este așa un zvon la Chișinău, discuții mai multe au fost, că a fost așa o perioadă când în Moldova era temutul Vladimir Plahotniuc, și tu la noi erai cea mai tare dintre cei mai tari, și ai avut oferte foarte serioase. Dacă nu greșesc, aceste oferte erau de ordinul 10.000 de euro, ca tu să mergi în echipa lui la Jimmy G, cunoscutul și, pardon, defunctul deja Jimmy G, ca să fie în fel de șafuță, nu știu, sau șefă, sau moderat, nu mai știu exact foarte bine, dar vorba era despre sume enorme, inclusiv pentru anii ăștia, nu doar pentru anii ăia când s-a întâmplat. Cică, zice lumea din fosta lui brigadă, ai fi refuzat pentru că așa, erai tu un fel de moralistă, că nu întrădezi publicul, nu întrădezi oamenii. Și când ai născut, același public, aceiași oameni au zis că dar noi nu mai iubim pe Natalia Murari. De ce crezi că istoria asta poate să nu se repete? Vezi că am pus două întrebări în una, te rog. În primul rând, nu știu cine sursele tale, dar îți bune. Mersi. Până acum nicăieri n-a ieșit chestia asta. Eu am preferat să nu vorbesc, e adevărat. Nu vezi cum Plahotniuc așa proceda și, apropo, el prin asta se deosebește de actuale. El din tâi încearcă cu binișorul, apoi merge în atac. El din tâi încerca pe tot să-i cumpere. Cine nu se lăsa vândut, deja pornea dosare, chestii, găsea locuri slabe. E adevărat că asta a durat ceva timp, adică n-a fost o singură ofertă, a durat ceva timp, era încă TV7. Îți minte cum pe urmă îmi povestea cineva din holdingul lor că hey, tu erai atunci, nu cât de timut, tu erai. Pur și simplu, ne culcam cu tine și ne trezeam cu tine, în sens că noi ne temeam de ce vei spune tu la emisiune. Da, precizează ce înseamnă ne culcam cu tine și ne trezeam cu tine. Nu, emisiunea, în sens că cu emisiunile tale, pentru că noi întotdeauna ne așteptam la vreo lovitură, pentru că orice cuvânt aruncat de tine, atunci avea impact foarte mare. Eu înțeleg de ce Plahotniuc asta a încercat să facă, deci el o perioadă destul de îndelungată, tot... încerca să mă convingă că deja e timpul, eu deja mi-am atins patalocul, hai să spunem așa, și cât mai pot sta eu în fotoliu un simplu prezentatoare, totuși de mult ai crescut, nivelul tău e management în cel mai mare holding media, oferta care el mi-a făcut, eu vreau să spun că eu și acum leșam de la așa sumă, e uriaș. Păi pentru că eu sunt reporter de meserie, hai să dăm știrea până la capăt, despre ce sumă era vorba? Multe zeci de mii, hai să spunem așa, de euro, precizez, nu lei. Pe lună. Pe lună, da, cum spui tu. Dar... Nu e dulă. Gheorghe, ar zice dură. Ar zice unii. Dar de ce dură, Gheorghe? Nu, tu înțelegi care e chestia, dar... Tu înțelegi că unii oameni chiar... Nu e vorba de vândut. Dar tu înțelegi cum eu m-aș fi uitat în oglindă în fiecare dimineață? Asta eu, timp de mulți ani, fac ceea ce fac... Dar pe urmă trec la Plahotniuc. Eu înțeleg că acum cineva vă spune că fix așa ai făcut cu Platon. Nu, eu așa n-am făcut cu Platon. Platon nu este Plahotniuc și n-a făcut ceea ce a făcut Plahotniuc. Altă treabă. Eu
nu, eu înțelegeam că pentru el asta era o chestie simbolică. El vroia să arate că el e stăpân pe țară și dacă până și pe morare amândoi, gata, sopravvivenza bespalesna. El fix așa cândva a plătit 3 milioane pentru Platon ca să-l aducă cu avionul în Moldova, pentru că după asta tot mediul de afaceri a înțeles că, băi, dacă și pe asta așa l-o înduiet, vse. Și dacă ți-ai minte, acea stare de frică în societate, e cam pe atunci a pornit. Frică totală că, iată, plăhotniuc el. Pentru mine, eu nici nu m-am pus. Deci, ei de fiecare dată când îmi făceau această ofertă, eu le spuneam, băi, mie îmi pare că voi faceți acolo screening psihologic și așa mai departe. Cum puteți să veniți cu așa o ofertă la mine? Uneori, pur și simplu, nu, nu poți, pentru că nu poți. Când m-a trădat publicul, în primul rând, eu cred că mulți dintre ei, și asta arată audiențele de la emisiunile noastre de acum, mulți dintre ei astăzi se uită cu totul diferit la ceea ce s-a întâmplat în 2021. Dacă tu îți amintești, asta era un val mare de dragoste față de PAS și Maia Sandu, pentru că erau primele două luni după ce eu câștigat. Și o ură mare față de Igor Dodon? Și o ură mare față da, de da, Igor da. Dodon? Și eu încercat, prin... de ce și m-au dobărât și asta a fost mai mult un fel de ură coordonată. Dar tu știi cum psihologia maselor funcționează. Suficient să arunci câteva scântei, trei papagali să repete, așa, care apar mai des la televizor și se începe. Eu sunt convinsă că mulți dintre acei oameni care au încat pietre acum se uită diferit, dar, mă rog, asta rămâne pe sovestea lor. Numai că se uită, vizionează și emisiunea, la fel cum și eu vizionez această emisiune, singura emisiune pe care o vizionez, asta e a ta. Gheorghe, dacă vizionezi emisiunile noastre, tu vezi că singurul pe care noi o vizionăm este a ta și câteva canale de Telegram. Îi mulțumim pe această cale că ei taie secvențe, pentru că acele emisiuni noi nu le urmărim și noi nu putem să aflăm ceea ce se întâmplă acolo dacă nu existau aceste Telegram canale. Dar unica pe care o urmărim este a ta. Mulțumesc frumos. Dar revenind, tu spui că dacă nu se va întâmpla încă o dată publicul fix așa strădeză. Eu sper că nu. Eu sper că nu. Știi, eu sper și cred că nu de data aceasta nu va fi așa. Pentru că nu trebuie să fii chiar ori naiv, ori prost ca să nu înțelegi că dacă te uiți înapoi, dacă să nu înțelegi că nu întotdeauna ceea ce spune puterea sau când e vorba de un atac coordonat, că asta este adevărat. Nu de atâtea ori asta am trăit. Eu cred în regulă, judecă-i pe oameni după fapte, dar nu după vorbe. Despre mine atâtea s-au vorbit. Las oamenii să uite după fapte. Eu, de fapt, ce făceam până la... Fac și acum. Numai că în YouTube, pentru că la TV nu mă lasă. Las crevitul la TV. Când? Când schimbă puterea. Eu știu data trecută i-am dat. Data viitoare, imediat cum îți recapi peste televiziune, am apuit pe mine redactor șef, s-a costumit la voi acolo, că voi toți șefi. Am apuit pe mine director două zile. E adevărat, Angelia nu-i fac nimic. Uite, noi cu... Verișoara ta, da. Noi cu Doina foarte des vorbim despre asta. Eu nu cred că vreau să mă revin în televiziune. Tu știi atâta libertate cât e aici în YouTube. Eu n-am simțit niciodată în prea să mă dovinească, nicăieri. Nu, există o plăcere sadică care se numește așa, eu îmi iau televiziunea înapoi și pur și simplu o închid. Nu, pentru eu ce? Eu am deschis-o, eu am închis-o. Nu. Eu nu să... Asta tu ai plăceri sadice. Lasă că eu să mă ocup de asta. Bun. Nu, în niciun caz. Hai, te rog, să nu creadă lumea. O să mergem la notar și o să-mi dai mie. Noi... Eu ți-am mai spus și data trecută. Pur și simplu, TV8 trebuie să revină la ceea ce a fost întotdeauna și cum începea calea. Să facă presă, jurnalism, dar nu deservire politicului. Atât. Zastavim. Chiorcă, cu presă am încheiat. Hai un pic despre politicul moldovenesc să vorbim totuși. Asta e podcast politic. De ce voi toți, iată tu, știți politicieni din Moldova folosesc cuvântul politicul? Așa că nu există limba română. Uite, eu nu sunt vorbitoare de română nativă, eu am învățat limba mea română, în continuu o învăț și multora nu le place eu cum vorbesc. Eu te bat pe tine ca să-i bat pe toți. Dar simt. Eu îi ascult pe cei buni și îi citesc. Toți politicieni spun politicul. Dar așa cuvânt nu există. Adică, corect este de spus, clasa politică. Da, clasa întâi politică. Sau poate mlaștină politică, mai corect spus despre ai noștri. Așa, ai mei vin, sau unii vin la mine la emisiune și nu prea pot eu să-i bat tare, da, haideți.
Eu pe urmă voi spune ce am în vedere sub mlaștină politică, nu pe politicieni, dar ceea ce se întâmplă în rezultatul inacțiunilor. Dar din tine vreau să te întreb, Maia Sandu câștigă sau nu al doilea mandat? Stai o clipă, fac un disclaimer. Data trecută m-ai întrebat ce înseamnă disclaimer. O precizare. O precizare. Oh, Doamne, spun ce vreau sau ce crezi? Nu, ce crezi. Mm. Dar să ții cont de faptul de toate mișmașurile care s-au făcut, care ne sunt prezentate ca chestii absolut normale, legale, civilizate, referendum, vot prin poștă, schimbarea codului electoral care privede posibilitatea de a scoate orice candidat. Având pur și simplu suspiciune. Băieții mei de acolo îmi spun că se pregătesc încă anumite schimbări. Ce anume? Eu exact nu știu, dar nu e lucru, va fi un fel de... în această cursă electorală poate candida o singură persoană și aia e doamnă și ea e președinte. Pentru ce atunci să organizăm alegerile? Hai să le anulăm și gata. Și în Uniunea Sovietică erau alegeri. Cu un singur candidat. Eu apropo, la fel am auzit că se pregătesc anumite schimbări care vor ține de faptul că ei vor putea pe mulți să nu-i pur și simplu să nu-i lase să participe. Nu tocmai. Adică oricine care va fi incomod, nu va fi lăsat. Dacă mergem după toată logica asta, după tot ceea ce se întâmplă, eu cred că doamna președinte ia al doilea mandat. Dar acest mandat, cât de... Hai să spunem așa... Nu legal, dar legitim. Da, cât de legitim și cu câtă mândrie îl va lua doamna Sandu, atât când dimineața se va uita în oglindă, ea își va spune că eu chiar am meritat pe bune? Eu cred că dacă doamna președinte ia al doilea mandat, frumosul eveniment din ziua aia inaugurării, când au mers de la Palatul Republicii pe jos, până la președinție, s-a cântat, asta nu se va repeta. Inaugurarea va fi doar între membrii președinției, colaboratorii președinției și membrii PAS-ului sau cei mai devotați membrii PAS-ului, pentru că unii ar putea deja să nici nu mai merg nici măcar la inaugurare. Vor veni miniștri, vor veni unii vicepremieri care tare vor spera că ei vor ocupa în continuare funcțiile moi. În piață nu va fi nimeni. În spatele, între președinție și parlament, asta când va fi la toamnă, ar putea fi și tractoriștii. Da, asta se va claxona. Gheorghe, asta așa de trist. Să începe așa de frumos și... Știi care e chestia? Ei deja au reușit să creeze în societate așa o stare încât chiar dacă va câștiga, lumea va pune sub semnul întrebării această victorie. Tu înțelegi? Și după care va veni lovitura dobărătoare care va însemna pas la parlamentare. Eu nu sunt așa de pesimistă ca tine, eu sunt mult mai optimistă, îți spun cum este. Și aici mă bazez pe analize pur statistice, pur matematice. Ea are anti-rating 62%, asta este extrem de mult. Și peste 60% din moldoveni vor să vadă pe altcineva, dar nu pe Maia Sandu, în calitate de următorul președinte. Nu poți, matematic, nu poți, tu înțelegi? Nu poți. Nu, știi cum, vorbim despre falsificări. Nu poți tu la falsificări, nu mai mult de 5%. Nu poți. Asta e greu. De ce? Părerea mea este că băieții deștepți despre care tu vorbești, că vor veni de peste ocean și vor lucra în această campanie, pur și simplu vor încerca să repete ceea ce a fost în 2020. Am vedere împărțirea lumii în lumea, știi, întunericului și lumea luminii. Pace, război, est, vest, Putin, Rusia, tancurile rusești și Maia Sandu salvatoarea vectorului european. Pentru că asta este unica condiție, unica, în care Maia Sandu nu îi se vor adresa întrebări despre pensii, tarif la gaz și așa mai departe, pentru că noi încercăm să oprim războiul. Eu cum nu zic, nu nominalizez, dar din ceea ce este pe eșecherul politic, normal că din ăștia din care vor încerca să construiască acest pericol, acum cel mai potrivit este Șor, dar cu el metoda va fi simplă, el nu va fi admis. Orice candidat, e clar tot ce se întâmplă, orice candidat oficial sau neoficial înaintat de Șor va fi pur și simplu scos din curs.
eu cred că asta e clar pentru toată lumea. Unicul care rămâne, care va fi așa mai potrivit, asta este Igor Dodon. Eu înțeleg că el de fiecare dată se supără când eu asta spun, eu n-am nimic personal cu domnia sa, chiar n-am. Om bun, apropo, așa ca persoană, el nu e om rău deloc, nu e răutăcios. Dar pur și simplu contextul geopolitic e așa încât partenerii de dezvoltare care au băgat atâția bani în Ucraina, eforturi tot, în Moldova, ne trag de urechi, închideau ochii 3 ani la toate fără de legile pe care le facea Pasul și Maia Sandu și înțeleg ei tot foarte, foarte bine, dar ei nu pot după asta să permită ca forțele rusești să preia președinția. Înțelegi că asta este, eu nu zic real forțele rusești, dar cei față de care va fi mai ușor de lipit eticheta că sunt forțe rusești, gata, o ajută pe Maia Sandu să ia al doilea mandat. Okay. Asta e unicul scenariu cum ea câștigă. În rest, eu cred că ea pierde. Okay. Cum cineva a zis, și taburetca poate câștiga, numai dacă se vor uni cei din opoziție. Ok, ia al doilea mandat și o spun încă o dată. Nu, hai, vom vedea. Ea ia al doilea mandat, admitem, și eu spun încă o dată. Pentru asta cetățenii la parlamentare pur și simplu distrug Pasul. Eu zic da, așa. Acolo ce? Iarăși eu, toți să-i scoți din okay. Eu îți spun așa astăzi. Ia al doilea mandat dacă în turul 2 iese Igor Dodon. Eu pur și simplu nu văd la ora actuală pe altcineva care are șansă să iasă în turul 2 și care, din care va fi așa de ușor de creat această spiritoare rusească. Stai. Sorry. În cazul în care el nu va participa sau el nu va ieși în turul 2, eu îmi voi cere scuze în public. Îți spun cum este. Chiar îmi voi cere scuze în public pentru că în caz contrar, eu cred că ea pierde față de oricine care iese într-o doi. Oricine. Nu eu vreau să te contrazic. Eu am văzut un sondaj de opinie. Dacă ea ajunge într-o doi cu domnul Igor Dodon, nu e așa de sigur că domnul Igor Dodon pierde. Sondajele arată că el ar putea câștiga. Sau ea va trebui să depună un efort considerabil, enorm de mare, ca să-l învingă pe Igor Dodon. Înțeleg. Dar va trebui să dea bătaie strașnic de mult. E adevărat că pentru ea lucrurile stau mult mai prost pe interiorul țării deja, nu ca 4 ani în urmă. În același timp, nu uita că niciun sondaj nu ia în calcul diaspora. Niciun sondaj nu ia în calcul. Să nu uităm niciodată că diaspora și-a învățat lecția și frații noștri din afara țării, care cred că, eu nu știu dacă vreo guvernare cineva i-a omerit mai tare, poate doar atunci Igor Dodon, când a zis că ei trăiesc într-o lume paralelă și asta a fost sinucigaș pentru el. Cred că de data asta Igor Dodon cu Maia Sandu se pot compara la atitudinea pe care o a avut-o față de diaspora. Dar nu e vorba de Igor Dodon. Dacă va fi în turul 2 cineva despre care Maia va spune consilierii occidentului, media... Ce vor spune Cristoruș? Da. Uite, omul care stă în Italia sau în Franța și de 15 ani... care stă în Italia și în Franța, la fel e obosit de război. Gheorghe știu, dar eu nu cred că în momentul în care va fi forțată notă și vor fi folosite toate metodele, tu nu uita, metode politehnologice, ei vorbesc despre război hibrid, dar hai să ne amintim cum din fiecare ceainic nou ne spunea ce va fi cu țara dacă data trecută. Tu ți-mi minte? Deci erau forțele răului Igor Dodon și forțele binelui. Fix asta se va face. Fix asta se va face. Deci s-ar putea că și diaspora îi va da o șansă ca să salveze parcursul european. Ți-mi minte cum noi în 2014 salvam? Nu noi, dar voi? Nu noi. Eu ți-am mai zis. Eu public mi-am cerut scuze. Eu cu 3 zile înainte de alegeri, când a fost exclus partidul Parus sau cum se numea lui Sate, am spus în direct în emisie că ceea ce eu am spus acum câteva zile, că haideți fă un bine țării, îmi pare că se numea campania, eu am cerut scuze pentru că am spus că nu poate fi pavat drumul spre rai prin asemenea metode. Nu poți. Ciuciut beremenă nelzea băi. Nu poți încălca alegeri. Pentru că ceea ce au făcut ei atunci, asta fix ce face acum Pasul. De ce nu sunt niște opoziția în opinia ta? De la Chișinău. Asta este principala mea pretenție la ei, toți ei. Pentru că știi, discuție, candidat unic. Dar eu sunt foarte des oprită și întrebată de oameni. Doamne Natalia, nu știu de ce oamenii cred că eu stau și în fiecare zi petrec timp numai cu opoziția și vorbesc și stau cu ei la masă, la un pahar de vorbă. De ce ei nu se unesc? Nu, ăștia care s-a antipas. De ce ei nu se unesc? Da? S-ar uni odată și odată, s-o dăm jos și nu știu ce. Întrebarea este așa de firească? Nu, Gheorghe, de ce ei nu se unesc? Fiecare are partid în spate,
Fiecare se gândește că cu jumătate de an înainte de alegerile parlamentare trebuie să fii prost ca să nu participi, pentru că astfel tu mai tragi plus 5% sau nu știu câte procente pentru partidul tău. Apare gratis la toate posturile de televiziune la care 4 ani n-ai fost invitat. Hai să ne amintim, unde a fost ultima dată Chico invitat? Unde? Unde? Din eu vorbesc de cele, libere, libere și independente, libere și independente. Sau alții, înțelegi? Sau alții. Unde eu fost invitat? Mai mult decât atât, doamna Mora. Și înțelegi? Fiecare se gândește la parlamentarele. Problema lor este că ei nu se gândesc. Că dacă câștigă Maia Sandu, va fi o mare problemă la capitolul alegeri libere și corecte. Pentru că toată verticală, toată resursa administrativă va fi împotriva lor. Dar aici, dacă s-ar uni și ar înainta, ar susține pe cineva care nu e din parte niciunui partid, un jucător, nu știu, un jurist, un... Nu voi da nume special. Un jurnalist. Un jurnalist. Nu... Hai așa, cineva așa, înțelept, care nu poate fi acuzat că face jocul cuiva, care nu poate fi acuzat că are pe cineva în spate, nu știu, un profesor, un rector de universitate, un fost, nu știu, judecător CEDO și așa mai departe. Sunt oameni. Nu putem noi spune că iată, știi cum, din 2,5 milioane cât au rămas în Republica Moldova, este numai Maia Sandu și atât. Mai mult nimeni nu este. Mai mult decât atât. Acești lideri de partide care vin la emisiuni, de exemplu, la noi, ei pe față recunosc că, cu text așa aproape semi-deschis, prezidențialele este o trâmbulină pentru parlamentare. Adică telespectatorul îi spun în față, da, noi vom candida, da, noi știm că nu avem nicio șansă. Stă omul acasă pe divan și zice, tu serios? Da, omul de casă tot ce vrea, pur și simplu schimbarea. Și schimbarea poate începe acum din toamnă. Și ei decât s-ar așeza și ar spune, băi, iată, mergem cu asta, îl susținem. Niciunul dintre noi nu candidează, îl susținem pe asta. Tu înțelegi că din primul tur Maia Sandu pierde? Din primul tur. Pe mine nu o să mă ierte colegii dacă nu o să te întreb. Da, dumneavoastră candidați, doamna? Da, mai aveți voi tot să puneți această întrebare. Eu ți-am mai spus, asta este o chestie extrem de serioasă. Eu îți spun, din partea mea, eu mi-aș dori cel mai mult, să contribui cu tot ce se poate ca să fie un candidat comun, neafiliat politic, susținut de toate partidele. Da, dumneavoastră ați comentat în mod public cazul Dorin Galben. Eu am scris o postare pe Telegram și noi am vorbit în următoarea ediție care a urmat după tot scandalul cu rezilierea contractului. Mie îmi pare că o chestie mai proastă TV8-ul nu putea să facă. În primul rând și-au arătat pe față tot. Da, ce știam. Da, da, da. Doi, au făcut publicitate nebună la acel interviu pe care mulți poate nici nu l-ar fi privit, de aici după așa scandal. Cine e acest Platon? Des New Temp. Chiar Galben să fie dat afară de la un post de televiziune să fie reziliat contractul. Păi îmi pare rău. Sincer, mie îmi pare foarte rău că el a trecut prin asta, pentru că, pe de-o parte, mă simt și eu un pic vinovată. Dorin de 2 ani vroia să facă cu mine interviu și eu de fiecare dată îi spuneam, când voi avea ce spune sau voi fi pregătită să vorbesc, atunci chiar nu simțeam că e momentul. Când voi simți, îți voi spune. Dar el, insistent, o dată pe lună, o dată la 2 luni, îmi trimitea mesaje, mă suna. Trebuie, apropo, să apreciez acest efort. Nu toți sunt așa de insistenți ca el, asta este o chestie bună care îl caracterizează de bine. Și mă sună câtă oară, nu mai țin minte, în februarie și spun, hai să ne vedem la o cafea. El tocmai a rămas șocat. M-am văzut cu el la o cafea și am spus deschis. Eu știu despre ce tu mi-ai întreba. Toată emisiunea, tot interviul, vei vorbi numai despre Platon. Mai aveți? Deci eu alte chestii n-am despre care aș putea vorbi din toată experiența mea profesională și așa mai departe. Cheamă-l pe Platon. Iată, dacă vrei eu să fiu în latine, cheamă-l pe Platon, tot ce vrei să mă întrebi pe mine despre el, întreabă-l pe el direct. Dă-i omului dreptul să răspundă. Și după asta vin eu la tine. Omul l-a chemat. Nu că asta a fost condiția mea, dar eu am spus că asta ar fi fost corect, pentru că permanent mă bateți numai cu asta, dar niciodată nu-l întrebați, pentru că știi cum? El, de fapt, a făcut ceea ce și-a anunțat. Am vrut să aud și această persoană despre care există atâtea zvonuri. Nu, și-am învățat lecția. Îmi aduc aminte ce moralist era Dorin Galben când luam eu tușoncă de la Dodon și vai, ce postări, vai, dar cum se poate? Iată așa se poate, Dorin. Iată așa se poate.
Gheorghe, știi cum? Eu întotdeauna spun, numai proștii nu se schimbă. Noi toți ne mărturizăm și eu cred că cei care vor spune că niciodată n-au greșit, trebuie deodată, știi cum, trimiși și excluși din viață. Așa oameni nu există. Pur și simplu trebuie să știi să recunoști. Nu, da. A fost și el moralist. Cred că nu va mai fi după cazul ăsta. Dar vom trăi și vom vedea. Vine și rândul altora. Felicitări cu ocazia zilei, zilei prese, pentru că eu niciodată n-am înțeles ce înseamnă noțiunea de presă liberă, independentă și presă neliberă și independentă. Eu știu că există presă. Eu trebuie să o informez pe mama mea și pe toată lumea ceea ce s-a întâmplat azi. Omul care vine în mine în studio, eu trebuie să-i pun întrebările pe care le-ar vrea să le pună oamenii care n-au acces în studio. Și atât. Mai mult nu trebuie să faci nimic. Nici măcar vedetă nu trebuie să fie. Eu uneori sunt mirat, șocat, plăcut de faptul că pe mine lumea mă oprește în stradă și îmi strânge mâna. Pentru ce? Că doar am pus niște întrebări pe care toată lumea în mod normal trebuie să le pună. Și asta dă dovadă de faptul că există prea puțină presă. Absolut. În sensul clasic al cuvântului, astfel încât mie lumea onorată, mulțumesc din inimă, să mulțumească pentru faptul că ești corect și ești curajos. De fapt, faci un lucru normal. Fac zi de zi. Doar nu te duci la vânzător, la magazin și spui îți mulțumesc că mi-ai vândut aceasta. Îți faci corect treaba. Asta este meseria vânzătorului, al tâmplarului, al ferarului, al șoferului, al parlamentarului, bun în cazul nostru, asta e mat. Deci asta trebuie să fie. Și eu asta cred că înseamnă libertatea presii. Pur și simplu să nu te suni, să nu-i suni, să nu-mi dea amiez de 4.000 și altora de 50.000 de lei pentru că nu se spun. Presa trebuie să fie ceea ce e scris în dicționarul limbii române. Și știi ce eu încă aș dori, mi-aș dori de ziua presei? Libertății presei. E că presa care se auto-intitulează liberă și independentă, asta într-adevăr a devenit mai mult deja o bancioră. Decât să fii liber și independent, mai bine să fii scursură. Ei, Bogu! Serios, serios, serios. Deci, eu știi ce mi-aș dori? Ca ei, măcar din când în când, să se mai uite așa, știi, prin agenda invitațiilor, sau se deschidă, știi, fiecare televiziune lucrează printr-un program unde tu poți vedea care au fost titlurile știrilor în fiecare buletin din prime time. Și se vadă, ată, pur și simplu, la pachet, la pachet. Dacă a venit vorba de Dorin Galben, eu ți-mi minte când noi discutam cu el în interviu, nu ți-mi minte, a intrat asta, așa cum ți-am zis, eu nu mă uit la interviurile cu, ca și tine, eu nu mă uit la interviurile cu mine. Și nu știu dacă asta a intrat în varianta finală, unde eu îi spuneam despre lipsă de libertate la această presă liberă și independentă și el îmi spunea, Natalia, stai o clipă, dar mie nimeni nu-mi dictează pe cine să-l invit la TV 8, eu mă simt absolut liber și independent. A spus el și peste 3 zile după s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ce vreau să zic? Eu aș propune și eu atunci explicam lui Dorin cum asta se face. Dorin, da, pe tine te lasă fix ca pe mine plăhotniuc pe timpuri, mă lăsa ca să arate că temperatura pe zdaniu nu e așa de mare, că știi cum, că avem și noi niște insulițe ale libertății, dar cum noi facem știri pe urmă din aceste emisiuni, când scoatem pe ăsta care îl bate pe plăhotniuc, nu-l dăm niciodată, pe celă care îl bate pe filat, neapărat îl dăm și încă îl dăm și pe repeat și încă pe altul care mai repetă asta. Este fix așa se întâmplă acum. Eu aș propune colegilor din Breaslă Liberă și Independentă să-și ia toate buletinele de știri din ultimele, măcar și 3 luni. 3 luni. Și să vadă. La noi, în top 10 știri cele mai des povestite sunt război hibrid, Putin, Șor, grupare criminală organizată, integrarea europeană, Maia Sandu și tot asta. Eu nu prea văd acolo, de exemplu, emisiuni, știri sau dezbateri. Depopulare. De populare sau de ce le majorează salariile ministrului la 75.000 de lei și explici că asta e un trai decent, să fie asigurat un trai decent. Și randamentul va fi mai mare. Ba, da, da, dar spune-mi te rog frumos, dar traiul decent al învățătorului sau al profesorului nu este, nu, se măsoară cumva, el cântărește mai puțin decența învățătorului sau medicului. Eta așa dezbatere, eu nu le văd.
Eu așa teme, nu văd. Păi noi mergem, noi, ei, merg exclusiv pe agenda guvernării care îi convine. Exclusiv. 95% din cazuri, astea sunt cazuri care le convin celor din PAS. Odată mai nimerește un caz cu... Doamne, să nu mai avem asemenea cazuri cu fata omorâtă din Orhei sau ceva de genul ăsta. Pentru că atunci nu poți, normal că mergi cu așa știri. În rest, asta e doar agenda PAS-ului și asta e presa liberă și independentă. Câte din aceste știri, de fapt, afectează direct viața oamenilor? Înțelegi? A jurat nicio, cum să răspund. Felicitarea ta cu ocazia zilei presiei și încheiem emisiunea. Sau dedicația colegilor tăi din Breaslă. Eu dacă spun cum gândesc acum am Consiliul Audiovizualul, nu că fac, ce fac și mâine ședință. O face la M4. Eu le doresc telespectatorilor noștri să se uite în continuare la Moral News, la Puterea a patra. Și acolo ei vor afla știrile așa cum ele sunt. Dar nu cum cere linia partidului. Și vor afla de la emisiunea mea lucrurile așa cum ele sunt, dar nu cum visează, cum se visează în turnul fumuriu și cum ai spus tu la emisiunea ta, turn reconstruit din banii dictatorului Erdogan, pe care de fiecare dată când ai noștri merg în speție acolo, niciodată nu îl întreabă două lucruri. Unu, unde vă pe? Și doi, care e soarta profesorilor turci? Acum așa ceva nu o să mai întreabă. Sunt cu alte vremuri. Pentru că e război hibrid. Eu îți mulțumesc, Gheorghe. Și eu vă mulțumesc tare frumos pentru invitație. Să trăim frumos și bine. Și ne să vă vedem mândri. Se vede că ne uităm la emisiunile unul altuia. Îți mulțumesc, Gheorghe. Mulțumesc și eu.